Nici nu a început campania electorală, că deja candidații pentru diferite funcții au început atacurile. La Călan, spre exemplu, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor a fost acuzat că ar face jocurile politice ale primarului în funcție. Flavius Mateoi, candidatul AUR, a declarat pentru Hunedoara 1 TV că este doar o încercare de discreditare a sa, nici de cum un adevăr. Se insinuează că aș face jocurile politice ale unui contracandidat, urmând ca voturile care îmi vor fi acordate să îl propulseze pe acesta pe o poziție fruntașă. Nimic mai fals. Aveți impresia că pe 9 iunie va fi zi de târgă al voturilor, că se vor face trocuri, voturi contra beneficii? Dacă ei se ocupă cu așa ceva, e treaba lor. Eu și AUR Călan avem coloană vertebrală, iar cetățenii știu asta. Altfel nu se poate. Am să mai lămuresc o dată chestiunile pe care dumnealor le arunc în fața alegătorilor, încercând să mă discrediteze și să minimalizeze forța și justeția mișcării noastre politice AUR Călan. Dacă este să regret ceva, este faptul că am crezut prea mult în liberali și am avut prea mult timp convingerea că ei chiar vor să facă ceva pentru orașul Călan. Am greșit. Scena politică locală a fost dintotdeauna în ultimele decenii dominată de ceea ce astăzi sunt comasații, cu bune și cu rele, de fapt mai mult cu rele. Fapt pe care locuitorii Călanului îl simt pe pielea lor de mai mult de 20 de ani.